lor. Am adus totuși un băiat pe canapeaua aceea, că am zis că el ține piept tuturor vicisitudinilor sorții. Când colo el a picat primul. Ia uitați-vă la Alin. În contra, o să fiu cel mai puternic de azi înainte. Dar ce s-a întâmplat, Aline, că ți s-au adâncit orbita ochilor? Ți s-a adâncit orbita? Ce cu tine? V-am spus că mă ardea... Ți s-au adâncit ochii în orbite, iartă-mă, asta era expresia. Ce s-a întâmplat? V-am zis că mă ardea ceva pe suflet, mi-aștept materiale și vreau să, după apoi, voi fi singur cu Dumnezeu și atât. Dar stai puțin, de ieri, de când te-ai dus, te-ai confesat, n-ai mai vorbit cu nimeni, nu ți-ai mai revenit? Nu, de câteva zile sunt așa. Dar tu în casa băieților cu cine vorbești? Nu mai vorbesc cu nimeni. Păi de ce, măi, Alin? Ce s-a întâmplat? Așa. Adică totul a pornit de la faptul că tu ai rămas în competiție și că te-au votat cei de afară să rămâi și să nu pleci? O să vedeți. Doamna Daniela, ce se întâmplă cu fiul dumneavoastră? Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dar dumneavoastră nu știți? Nu v-a spus ce n-are pe suflet? Da, nici cu mama câteodată nu pot vorbi. Și mi-e ciudă cel mai mult că nici măcar ea nu ține cont de mesajele de afară să fie alături de mine. Păi adică ce a făcut? Păi cum eu i-am spus, pentru că nu are ce face aici, eu la fel nu-mi găsesc loc, cu atâta ură n-am văzut în 50 de ani care i-am eu. Și ce rost ar avea dacă pe el nu-l vrea nimeni aici? Degeaba spune telespectatorii, stați acolo, stați acolo, că noi vă votăm. N-avem niciun rost, doamna Mirela. Cum am spus și în scrisoarea aceea când am greșit cu mașinile, mama întotdeauna a fost alături de mine când a fost bine și am luat note mari și chestii de genul, iar când mi-a fost greu... Eu nu cred că e cazul să spui asta, Alin, dacă nici mama ta n-a fost lângă tine când ți-a fost mama greu, știe, atunci mama, mama știe foarte bine. Eu i-am spus că duminică fac și eu o cerere, cum a făcut doamna Iuliana, cum a făcut doamna Maria. Rostul mamelor nu este aici, că nu ne-l vedem aici, că sunt atâția băieți care sunt fără mame, au intrat și 6 băieți fără mame, așa îi lăsăm și noi aici să vedem, să dea cu capul de pereți. Dar de ce vi se pare că sunteți inutilă, doamna? Păi, dar nu ne vedem rostul aici. Nu, chiar nu ne vedem rostul. Să rămână băieții singuri să facă ce vor, că ei vor neapărat să rămână în competiție. Ca nu, dușmănie, ură. Cine, doamna, i-a bătut cu nimic? Bolnavă psihic aici din cauza lui că vrea să stea. Ce să vadă? Ce să vadă? Atâta răutate și ură n-am văzut, v-am spus, în 50 de ani. Eu nici băiatul nu-l las aici. Eu l-am adus, eu leau. Sau să râdă alții de el că, vai de mine, n-au făcut cuplu, vai de mine, nu mi-l iubește nicio fată, vai de mine, e handicapat, ce are? Dar cine a spus asta, doamne ferește? Doamna Daniela, m-am săturat, dar pe cuvântul meu, dacă nu m-am săturat. Dar cine spune, doamna Daniela, ei, cine? Cine au cuplu, poate? Cine? Mama crede că dacă... fetele din această casă nu m-au plăcut, gata, vezi, doamne, ați văzut câte fete mă plac afară, dar... Păi și nu ai rostul să stai aici și trebuie să mă înțelegi pe mine. Ne-am lăsat un servici acasă, ne-am lăsat ca să venim aici, am văzut cum este într-o competiție, nu ai să rămâi nensurat. Și eu am simțit o greutate foarte mare ieri. Ăia de acasă, cred că sigur sunt și ei supărați când mă vede pe mine supărată, dar nu mai pot nici eu. Îmi este pur și simplu foarte, foarte, foarte greu când acasă mi se deschidea ușa și poarta la orice oră și în fiecare zi și aici atâta dușmănie, dar din partea doar cui? Dumnezeu este deasupra noastră și ne vede pe toată lumea. Lui, a zis, nu se poate păi așa ceva. Stai după fusta lui mama, stai după fusta lui mama. Păi ai, atunci ce rol am eu aici, că am venit cu el? Că stă după fusta dar mea? Cine a spus că stă după fusta dumneavoastră? Vorbim în general, doamna Mirela. Da, eu văd că și doamna Iuliana e foarte supărată. Pe cine sunteți? Pe adică fete? Băieți, nu vă respectă? Pe cine anume? Băieții, ce dacă au venit cu mame aici, sunt după fostele noastre, sau cum? Păi cum am venit aici, doamna Mirela, să fim făcute mincinoase, să fim acuzate de niște treburi care noi nu le-am spus? N-am vorbit, n-am făcut material, nu am zis nimic. Și la urmă să ne susui în capul nostru. Câteodată e bine să stai și la fusta lui mama. Păi normal, că a primit o educație. Stați liniștită, doamna Daniela. Câteodată e bine și la fusta lui mama. Traian, iubirea de copil nu ne ia nimeni la mama. E și normal. Eu chiar dacă sunt bunică, dar eu iubesc cel mai mult. Poate și e ca și mama normal, doamna Maria. Și pot să zic că lumea că stă la Orențiu sau cine stă la fusta mamei, acolo e cel mai bine. Cine mă crede, cine nu l-are vedere. Acolo e cel mai bine, ca mama nu-i nimeni. Această competiție cu el, nu că am venit că vai de mine, nu poate să stea fără mama. Adică soțul meu stă singur, n-a stat în 41 de ani, n-a stat o oră fără mine și acum stau eu aici așa cum stau și el acolo. Dar eu vreau să vă întreb că văd...